a fost momentul ideal pentru a reuși să câștigăm pe teren propriu după o perioadă mai lungă împotriva unui rival, unei echipe de tradiții. A fost un derby care altă dată se disputa pe prima scenă fotbalistică. Mă bucur enorm de mult acest succes. Băieții au fost remarcabili. Mi-am dorit foarte mult această victorie pentru a ne debloca și sper eu că de acum încolo să câștigăm fiecare joc până la finalul acestui sezon, adică până în 5 decembrie. Erau importante punctele pentru noi, mai ales împotriva Rapidului, mai ales pe teren propriu. Am avut anumite dificultăți în ultimul timp acasă, chiar dacă am avut jocuri destul de bune, nu am reușit să fim atât de pragmatici ca și astăzi. Simțeam acest lucru, că va veni acest moment, băieții s-au pregătit exemplar, mă bucur enorm de mult pentru ei, că au dat dovadă de mare, mare caracter. Nu se joacă de frică. Suporterii, ați văzut cum sunt, când trebuie să te ceartă, te ceartă, când te aplaudă, te aplaudă, atunci când este bine. Până la urmă noi trebuie să ne concentrăm la ceea ce avem de făcut în teren. Nu trebuie niciun jucător să joace de frică. Le dau toată încrederea și energia mea și sunt alături de ei. Înțeleg pe de-o parte și suporterii. Mă bucur enorm de mult că am reușit să câștigăm astăzi și să oferim și lor satisfacția acestei victorii împotriva Rapidului. N-au mai câștigat de foarte mult timp împotriva acestei echipe și cu atât mai mult satisfacția mea, care este enormă în această seară. Rapid, cum vi s-a părut? Echipă foarte bună, chiar dacă se află într-un moment dificil, cu jucători de calitate, jucători care te pot pune în dificultate, dar am interpretat jocul excelent, am fost foarte bine organizați, am avut atitudine, am avut agresivitate. Am făcut o risipă foarte mare de energie, am reușit să deblocăm rezultatul destul de repede, după care am gestionat jocul foarte inteligent din punct de vedere tactic, din punct de vedere defensiv. Am avut într-adevăr și șansă, trebuia să se întoarcă roata, există tot timpul această lege a compensației. Am avut jocuri când am controlat în totalitate meciul, ne-am creat situații, nu am reușit să marcăm, iar adversarul la cea mai mică ocazie a făcut diferența. Într-adevăr, trebuie să fim echilibrați cu picioarele pe pământ, așa cum spuneau suporterii, să fie un nou început, aveam nevoie să urcăm în clasament. Nu o să se urce la cap nimănui, aici e problema mea, să-i țin cu picioarele pe pământ pe băieți. Au văzut și ei ce înseamnă o victorie împotriva Rapidului. Din iad în rai, putem spune. Am avut o săptămână interesantă, am mai și fost certați, dar acum totul pleacă de la zero. Trebuie să ne concentrăm pe ceea ce va urma până la finalul acestui sezon. Acum s-a terminat totul. Am tras linie. Și o luăm de la zero. Și o luăm de la zero.